Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat viață. Amin. Vă rugăm să ne dea și înțelepciunea de a o trăi cu folos. Amin. Și în privința aceasta continuăm studiul nostru creștin în lume cu lecția intitulată Creștinul și lucrurile materiale. Trăim într-o dimensiune fizică, avem un trup de carne, care are absolută nevoie de cele materiale, dar de altfel trăim într-o lume creată de Dumnezeu. Și până aici totul bine. Pentru că Dumnezeu a creat cadrul propice vieții, să ne gândim încă de la început, la grădina Edenului, Dumnezeu a creat pe om și i-a spus un fel de poftă bună, mănâncă după plăcere, tot atunci și tot acolo i-a spus să lucreze, numai că a apărut diavolul și i-a recomandat omului la omenim. Dumnezeu a fost nevoit să schimbe condițiile de muncă, de viață, și am putea spune că primele două stări de ceartă a omului, la nivel interuman și în relație cu divinitatea, au pornit de la lucrurile materiale. Întâi de la mâncare și apoi de la haine. De altfel se pare că sunt cele două cheltuieli ce grevează bugetele noastre. Sunt exact întrebările acelea care au mers oamenii la Domnul Iisus, despre care El predica ce vom mânca, ce vom bea, ce ne vom îmbrăca. Să ne oprim mai întâi la textul din Genesa, din Matei, capitolul 6, din Genesa am amintit, unde Domnul vorbește despre lucrurile materiale, așa cum este și lecția noastră. Versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, și îi face niște comparații. Și în altă seară, este viața mai mult decât hrana, adică Dumnezeu care a dat viața are în vedere și hrana. Și trupul, creat după chipul lui Dumnezeu, nu este el mai important decât îmbrăcăminte? Și ca să încredințeze pe oameni că lumea materială este absolut în grija lui, dă exemplu cu păsările, cu florile, și în final spune, peste deși unul, nu vă îngrijorați dar zicând ce vom bea, ce vom mânca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile lumele caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Adică ar fi absurd să spunem că noi avem nevoi materiale și Dumnezeu nu vrea să ia act de nevoile noastre. Dar El știe ce ne-a creat, știe ce nevoie avem. Numai că diavolul, dându-și seama că noi nu putem să trăim separat de lucrurile materiale, ne-a abordat, cum spuneam, încă de la proto-părinții noștri, Adam și Eva, și va folosi acest domeniu să ne ispitească, să ne facă să păcătuim și să ne scoată din voia și împărăția lui Dumnezeu. Iată ce este scris aici, citesc versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și e vorba de lucrurile materiale, în acest context. Că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona înseamnă problemele, lucrurile materiale. De ce nu putem să slujim și? Adică de ce nu putem fi buni credincioși în timp ce lucrurile materiale putem să nu fim exact cum este voia Domnului și să îi mai dăm și diavolului dreptul să ne sfătuiască și să-L ascultăm. Spune aici în versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, și repet, se referă strict la lucrurile materiale aici, acolo este și inima voastră. Deci nu putem să discutăm de cele spirituale, detașat de cele pământești. După cum nici sufletul nu poate să trăiască fără trup, în ansamblul problemelor nu se poate vorbi de dimensiunea spirituală fără cea fizică, materială. Ei, tocmai în această privință intervine versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Trupul este dimensiunea fizică. Ochiul în acest context face relația cu lumea spirituală. Adică dacă ai vederi bune, dacă știi cum să procedezi, zice în continuare, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Știi cum să te raportezi la lumea materială? Știi cum să aduni bani? Știi cum să îi împarți? Știi cum să-ți folosești timpul? Nu e nicio problemă. Dar invers, dacă te-a potențial și te-a prins
Acolo cu mine, stăți de păcat. Versetul 23, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Dacă te-a cuprins întunericul, diavolul te-a subjugat în cele materiale, te-a terminat. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Tot aici spune Domnul, versetele 19 și 20, sunt două versete în antiteză, nu vă strâns cu pe pământ. Și dacă ar fi să te oprești strict la mențiunea asta, trebuie să spui, înseamnă că trebuie să fim toți absolut săraci. Dar versetul următor spune, strâns-vă cobori în cer. Și nu se referă la cele spirituale, să le strângi în cer. Aici se referă la cele materiale. În sensul că în așa fel trebuie să trăiești raportat la lucrurile materiale, încât ele să devină un câștig. Să ai o răsplată. Ba chiar și lucrarea spirituală să propășească în baza felului în care administrăm lucrurile materiale. Dar să intrăm concret în subiectul nostru. Un prim adevăr care vreau să enunț din Scripturi e faptul că noi oamenii trebuie să înțelegem că suntem doar administratori ai lucrurilor materiale. Dumnezeu rămâne proprietarul de drept al tuturor lucrurilor create de El. Acest aspect este menționat foarte clar în legile Vechiului Testament. Pe lângă alte mențiuni, va fi cele din Psalm, de scrie că Domnul este pământul cu tot ce cuprinde El. Dar eu vă citesc concret din Levitic 25, versetul 23. Acolo ne se vorbea despre revenirea omului după 50 de ani la moșia părintească, în anul de veselie. Levitic 25 cu 23. Pământurile să nu se vândă de veci. Deci evreii aveau doar în regim de concesiune Canaan. Că țara este a mea, iar voi sunteți la mine care niște străini și venitici. Dar nu numai țara aceea era lui Dumnezeu. În cartea profetului Ieremia, capitolul 27, versetul 5, cu referire la alte teritorii, scrie aici, eu am făcut pământul și oamenii, vitele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins. Dau pământul cui îmi place. Și face mențiunea că pentru 70 de ani a concesionat teritoriile din jur la regii babilonieni. Și apoi spune nou, vor aparține altora. Pentru că Dumnezeu rămâne stăpân. El a creat pământul, El îl întreține, El de ploaie, soarele este a Lui, este proprietar de drept al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute de noi. Un al doilea adevăr, Dumnezeu a rânduit încă de la început ca oamenii să intre în posesia bunurilor materiale prin muncă. Fie că este vorba de muncă directă, ne gândim la agricultură, așa cum a fost încă de la început, este vorba de muncă indirectă, în sensul că alții muncesc în agricultură și noi, ca să ne bucurăm de mâncare textile pentru haine sau de cele alimentare pentru hrană, muncim într-un alt domeniu și facem schimb prin comerț ca să beneficiem toți, și cei din zona rurală și cei din zona urbană, de toate aceste lucruri. Chiar dacă sunt situații în care moștenim bunuri de la părinți, cum spune în Proverbe 19 cu 14, casa și avrea le moștenim de la părinți, și la rândul lor au fost dator să le dobândească prin muncă. Dumnezeu a spus omului să muncească și când era în rai, dar după ce a ieșit din rai, Geneza 3 cu 17, cu sudoare s-a scos hrana din el și nici nu face referire la vreo perioadă de pensionare, până te vei întoarce în țărâna Pământului. Și oamenii nu pot să evite acest aspect, pentru că Dumnezeu atunci a blestemat Pământul ca să nu-și dea roada decât prin muncă. Și Noul Testament este reiterat acest principiu, vă citesc din Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10, când eram încă la voi, vă spuneam la voi, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Văd pe aici niște copii. Trebuie învățați regula asta cât mai repede. Că până sunt copiii mici, ei
Se roagă Tatăl nostru care ești în cerul, dă-ne pâinea noastră de zile și asta a însemnat, Doamne, de la Tatăl putere să muncească. Dar cât de repede pot ei, trebuie să se înscrie și ei în a ne da Dumnezeu pâinea prin muncă. Este ceva sănătos, spiritual și fizic. În mod deosebit, munca în agricultură, mai puțin munca în era noastră digitală, nu face rău omului. Oamenii când munceau în relație mai directă cu Pământul, nu aveau stres ca cât acum. Dar asta este lumea în care trăim. Un alt adevăr, vă spuneam că Dumnezeu ne-a creat în acest context material, noi suntem determinați de El, îl determinăm prin muncă, dar diavolul are misiuni puternice în acest domeniu. Și dacă Dumnezeu spune să muncești dacă vrei ceva și apoi să te mulțumești cu ceea ce ai și să nu uiți de ceea ce cei au mai puțin sau nu poți să muncească fiindcă sunt bolnavi sau în casă copii mici, diavolul propune și alte metode prin care poți să intri în posesia unor bunuri materiale. Și se naște întrebarea dacă este moral, dacă nu se pierde sfințenia. De exemplu, Scriptura condamnă cu fermitate lăcomia, numind-o închinare la idol, Coloseni 3 cu 5. Și sunt sfătuiți tinerii, Proverbe 1 cu 10 la 19, să se ferească de lăcomie, că cea aduce pierderea celor ce se detau la ea. Lăcomia turbură casă, spune cartea Proverbe. Dar în economia de piață, lăcomia pare a fi mentalitatea la ordinea zilei. Și este foarte greu ca oamenii să știe, așa cum zice în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 8, când este de ajuns. Atenție așadar, pentru că tendința în bogăție, poftire, se manifestă și atunci când Domnul are. Adam și Eva n-au mâncat din pomul oprit de foame și din poftă. Și dacă nu ne putem controla, s-ar putea ca să ajungă să slujim lui Mamona și mintea să ne fie preocupată numai cu aceste lucruri, chiar dacă ar fi să nu comitem alte păcate în agonisirea celor pământești, numai să fim pasionați în exclusivitate sau cel puțin prioritar, și asta e vinovat, numai de bani. Spune Scriptura aici, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească. Și în Proverbe scrie, nu te chinui să te îmbogățești. Adică, nu fii lacom. De aici, provine o multitudine de probleme. Scrie în continuare, cei ce vor să îmbogățească cad în ispită, în laț, și asta înseamnă dependență, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care confundă pe oameni în prăpăr și pierdare. Căci iubirea de bani, lăcomie, este rădăcina tuturor rădășurilor care au umblat după ea o rădăcină. De la credință, iată relația dintre material și spiritual, și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri, adică vieții oamenilor. Pasionați în exclusivitate după cele materiale, întâi pierd spiritual și până la urmă ajung, deci nici măcar material și fizic nu sunt fericiți. Doamne, păzește! Dacă a zis amin, mai am o întrebare. V-ați rugat chiar cu inimă sinceră ca înțeleptul care zice în Proverbe 30, de la versetul 7, Doamne, două lucruri își cer. Nu îmi da nici sărăcie, nici bogăție. Dar de ce? Pentru că sunt periculoase ambele variante de extreme. În sărăcie riști să furi, să comiți un gen de păcate, în bogăție riști să comiți alt gen de păcate.
În sărăcie, spunea înțeleptul aici, ca nu cumva să fur și să iau în deșert numele Domnului. Trebuie totuși să luăm în calcul și ispita asta de a fura. Nu strict să iei de undeva dintr-un magazin sau să intri în grădina cuiva să furi. Pentru că sunt metode de furat mult mai inteligente. De ce unii dintre oamenii politici sau alți demnitari sau bogați în țara asta sunt închiși și sunt atâtea probleme pe masa DNA-ului? Pentru că oamenii nu știu unde este destul. Unul are mult și vrea mai mult și altul îi se promite fiindcă nu are și dorința de a avea comite și ilegalități. Se spune că era un funcționar care a fost abordat într-o zi de un om bogat ca să-i semneze un act ce era ilegal, o afacere ilicită și promite o sumă de bani. Și se spune, nu mă încurc. Revine bogatul și dublează suma. Și spune, nu, e ilegal. Revine bogatul și triplează suma. Și omul se ridică în picioare, sare de la gros, nu ești vară. Păi de ce? Prea te apropii de suma de la care nu mai pot ceda. Pentru că și Pietru Balam a zis să-mi dea Balac toată casa lui plină cu aur. Și tot n-aș face. Și totuși. Însăși cuvintele lui când a zis și totuși chiar să-mi o dea, denotă că el se gândea la casa aceea acolo. De aceea e și scris în 2 Petru 2 că a iubit plata fără de lege din lăcomie și n-a rezistat. E foarte important chiar să ne rugăm. Să avem principii sănătoase ca nu cumva. Diavolul care vă spuneam că nu ne iartă și ne abordează în probleme materiale, să ne înșele. Fie prin ispita bogăției, lăcomie, fie prin nevoia sărăciei, furt sau alte metode de a obține ceea ce poate ni se pare că este un minim sau este o necesitate. Și de aici se nasc alte și alte păcate, încrederea în sine. Știți că bogații intră cu nevoie în Împărăția de Dumnezeu, trăirea în lup, sunt plăceri. Sunt o multitudine de probleme care apar. În părerea mea, puțin bogat. Și asta se poate justifica Biblii, fără să fie greu de înțeles. Puțin bogat pot să trăiască într-o condiție normală. Ori se îngâlfă, ori se scapă în plăceri și în lux. Îi cufundă în prăpăd și pierzare. De aceea, vă spuneam, trebuie să cerem Domnului să ne păstreze într-o stare de echilibru, ferindu-ne de devieri, de extreme, pentru ca să putem să rezistăm. Cine dacă are bani și este provocat de multitudinea de reclame și de prieteni, că bogatul are mulți prieteni, rezistă. Să spună ca și Apostolul Pavel, știu să trăiesc în belșug, știu să trăiesc în lipsă. Părerea mea că mai ușor e să poți trăi o lipsă decât în belșug. Că dacă ai puțin bani, te descurci cu tabla adunării și a scăderii. Dacă ai mulți, îți trebuie tabla mulțirii, a împărțirii, îți trebuie formule foarte complicate. E o matematică de clase superioare. Ca să știi cum să administrezi. De aceea, vă rog, rețineți câteva aspecte. Tot aici aș mai menționa și faptul că Biblia condamnă în egală măsură nevinovăția. Să citim din Proverbe, capitolul 20, versetul 13. Nu iubi somnul că vei ajunge sărac. Cele lene și se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Vă dați seama ce? Din capul leneșului. N-are vreme să gândească. Dar și cerșire. A venit cineva la mine și a spus, frate, să-mi dai atât. Și am spus, dragul meu,
te mai las să spui o dată pentru ei și îți dau cât zici. Numai să-mi dovedești din Biblie că aia voi să cerșesc. Pentru că în Biblie ai voie numai să ceri împrumut. Și asta nu se deschide la afaceri. Să faci față nevoilor tale. Spus Domnul Obiu, de rugă 11. Că unul a rămas fără pâine. Este o nevoie fundamentală. A venit la el un prieten și s-a dus la altul. Ce se spune? Că unul cu donații cu trei pâini, nu? Nu, împrumut, înțelegi cum? Biblia învață creditorii. Deuteronom 15, dacă debitorii, cei ce au împrumutat, nu pot să dea înapoi, să ierte. Și asta la un termen anume. Dar cercetoria, asta este fur calificat. Vorba unuia, de când m-am învățat să cercesc, nu știu să mai cumpăr. Se poate așa ceva? La credincioși? Nu încurajați una ca aceasta. Nici lenea, nici cercetoria, nici lăcomia, nici furtul. Pentru că Dumnezeu are principiile sale în domeniile materiale. Toate celelalte ce sunt deviate de la regula sfântă a muncii și administrării economice, sunt de la diavol. Mamona în problemele materiale. Un prim adevăr pentru credincioși. A raportat la acele probleme pe care le aminteam într-un context general al lucrurilor materiale. Vă citesc din Evrei, capitolul 13. Hai, citim mai mic cuvintele Domnului Luca 12. Că ce scrie în Evrei se bazează pe ce Domnul a spus aici. 12 cu versetul 22. Iisus a spus ucenicilor săi. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați, vă fac ce îmi fac, vreau 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintele. Adică niciodată problema materială nu trebuie să devină prioritară. Căci toate aceste lucruri bine am, de lume ne caută. Dar noi ce studiu avem? Creștinul și lumea. În mintea unui creștin, abordarea lucrurilor materiale trebuie să fie diferită de abordarea unuia de lume. Pe ce motiv? Ei sunt orfani, noi avem Tatăl. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de El. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, ce se cuprinde toate aceste lucruri? Nevoie de vieții, nevoie interioare, de grande nevoie exterioare, mai gândim pe casă. Vi se vor da pe deasupra. Adică să fim încredințați de binecuvântarea, de purtarea, de grija Tatălui nostru Ceresc. Și din acest principiu apare încredințarea din Evrei, capitolul 13, versetele 5 și 6. Să nu fiți iubitori de bani. Dar dacă avem nevoie, mulțumiți-vă cu ce aveți, dar dacă n-ajung, căci El însuși a zis, nu numai o dată, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Sunt excepții, adică oameni pe care Dumnezeu nu-i prinde în evidența purtării sale de grijă. Nu sunt decât. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cunoașteți din istoria biblică sau din istoria ulterioară să fi murit vreun sfânt de foame? Nu există așa ceva. David a spus că și în experiența generației sale, așa ceva nu există. Că te lasă Dumnezeu să suferi de foame, asta e școală. Să mor de foame, ar fi abandon. Și scrie în versetul 6, așa că putem zice plin de încredere. Domnul este ajutorul meu. Amin. Mulțumim, Doamne, că ne-ai învățat să-și cerem și pâinea. Amin. Și asta să fie fiecare zi, că postim noi, dar de regulă să mergi mai mult de o zi fără nimic, e cam greu. Mie îmi place să spun că oamenii ar trebui să fie smeriți și sub acest aspect. Degeaba se dă omul tare și mare, că dacă o zi nu mănâncă și doarme, nu-i mai de treabă. Deci atât e omul de viteaz, cât o zi. Fie ea de vară, că e mai lungă, dar seara, dacă nu-l chem la bucătărie și nu-l lași în dormitor, nu ai ce face cu el. Expiră. Și Dumnezeu văzând această nevoie noastră, că suntem atât de firavi, s-a angajat să nu ne abandoneze. Cu condiția că ne încredem în permanență în El. Asta e
premisa fundamentală de la care plecăm. Un al doilea principiu. Noi suntem creștini, lumea zace în cer rău, diavolul s-a amestecat puternic în lucrurile materiale. Trebuie să ne alegem o profesie care să fie în concordanță cu etica divină. Scriptura spune foarte clar, vă citesc Efeseni capitolul 4, versetul 28, după ce am terminat cu hoții, cu șmecherii, că ne-am pocăit și ne fura să nu mai cure, să lucreze cu mâinile, nu-i prav? La ceva bun. Și apoi, așa la principiu să aibă să dea și la cel lipsit. La ceva bun. În primele veacuri exista o listă. Ea se găsește în patristică cu profesii care erau incompatibile cu, pentru un creștin. De exemplu, poți să fii un actor la film și creștin? Nu poți. De la minciună la imoralitate, încalci principiile sfinte. Poți să fii un cărciumar? Vorba lui Spăză. E singurul maestru ce nu se poate lăuda cu clienții lui. Și lista poate să continue. Sport și alte domenii pe care le-am amintit și în lecția a doua, care se numește implicarea socială a creștinului. Ei se vor mira că nu alergăm împreună cu ei. Că nu mai putem să facem ceea ce fac ei. Se spune că discutau doi patroni și unul zice, am nevoie de un angajat foarte serios care să nu mă fure de un leu și să nu mă mintă. Și el zice, eu știu unul. Cine? De unde? Unul pe care eu tocmai l-am dat afară. Și vorba. Tu l-am dat afară și să mă angajez eu. Dar pentru că eu am o firmă unde se fentează și ăsta nu poate, că are conștiință creștină. Ăsta e bun de bine. Da? Un credincios nu poate să profeseze orice, oricum. Era de principiu pe care trebuie să le respecte. De exemplu, nu este indicat o profesie care nu-și permite să te închidi, care să-ți ocupe fiecare zi de duminică. Că sunt situații în care o duminică pe lună, sau știu eu, se lecesc, asta este ceva acceptabil. Dar dacă te împiedică să slujești, înseamnă că trebuie să o abandonezi. Poate sunt situații în care mediul la anumit loc de muncă nu-ți mai permite sau poate îl permite la altul care e mai puternic, dar nu-ți mai permite ție, care ești mai vulnerabil, mai slab, ispitit. Profesia trebuie să fie în concordanță cu principiile, cu etica sfântă. Un alt aspect, repartizarea corectă a câștigului, a venitului, ceva foarte important. Care este ordinea priorităților în care ne putem permite să cheltuim bani? Spune Scriptura, citesc din Proverbe, capitolul 10, versetul 16. Cel neprihănit își întrebențează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebențează venitul pentru păcat. Se poate păcătui în acumularea banilor, dar în egală măsură, în cheltuirea lor. Iată câteva repartiții, aș spune chiar obligatorii, ale veniturilor noastre. Prima parte este pentru Domnul, cu mențiunea că nu-i cea mai mare. Dumnezeu s-a mulțumit în Vechiul Testament cu o zecealuă la care se dau niște daruri de bună voie, niște prime roade, niște ultime roade. Dar este prima parte, ca și cum mi-a spus Ilie, văduvei de Sarepta, gătește mai întâi mie și apoi să-ți rămână și ție. Dacă nu punem în timp când om salariul parte de parte pentru Domnul și lăsăm toate cealaltă cheltuieli să curgă, o să spunem, dacă sunteți și puțin farisei, am vrut să-i dau Domnului, dar n-am mai rămas. Cum se spune că un băiețel s-a dus la biserică, a dat mama 2 lei, unul pentru colect și altul pentru ghețat. Nefiind atent, unul așa l-a scăpat printre pietrele pe prietele și se toarce acasă, zice, mamă, banul pentru Domnul s-a dus printre pietrele, n-am mai putut. Dar scria pe el care e pentru înghețată.
Prima parte este pentru Domnul. Și repet, nu e cea mai mare, dar e prima. Nu a trebuit Abel, credincioșia lui pentru care a fost lăudat, să jertfească Domnului toată turma. Numai ceva din noi de tine scute și din grăsimea lui. Apoi, ai drept, chiar datorie, să pui pentru pâine așa de toate zilele. Pentru ai tăi, unul din modii cinci copii, nu grijește de lui, este mai rău decât un necredincios. Deci nu-i creștin, e lume. Pentru familie. Dar, atenție cât punem pentru familie. Spunem în cartea Eclesiastului, capitolul 5, poate vreau mai mult, dacă a dat Dumnezeu cuiva averi și bogății și a dorit să mănânce din ele, să-și ia partea lui. Deci întâi partea Domnului, apoi partea mea și să se bucure în mijlocul muncii. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Ce mai trebuie să facem? Cine mai are o parte? Săracul. Spune Iov în cartea sa, citim din capitolul 29, versetul 12, că scăpam pe strau care cerea ajutor și cu orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea rocitului venea peste mine. Adică, la Iov, nu era numai partea lui. Era și nenorocitului, era și a vădului și știa să le dea partea lor. Aceeași idee o surprinde el și în capitolul 31, versetul 7, și dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui. Sunt cuvinte explicite în Biblie. Partea Domnului, partea mea și partea lui, adică al săracului, al necăjitului. Și mai e o parte, al cezarului. Dar cezarului ce este? Al cezarului. Roman 13, cui datorați bilul, dați-i, cui datorați impozitele, plătiți-le. Dar care au afaceri economice, știu că se mai poate fenda, nu? Și eu sunt economist de profesie. Dar are și cezarul partea lui. Și am putea spune că ar mai trebui să rămână o parte. Să nu consumăm tot. Asta în funcție și de mărimea venitului. Să rămână ceva pentru investiții. Se spune că a întrebat Alexandru Ioan Cuza pe un țăran. Te descurci cu bani? Cât câștigi pe zi? A spus 6 crețari. 2 îi dau în datorie, 2 îi dau împrumut și 2 consum. Cum? Am datorie la Paris, trebuie să-i îngrijesc. Am nevoie de consum, am nevastă. Și am și copii, îi dau împrumut. Și când ei vor fi în putere, va trebui să-mi returneze împrumutul. Ei, pentru copii facem ceva în viitor, dar tot cu gândul la copii, și noi zici că cu copiii sunteți oameni harnici. La Olteni ne-am ținut altă lecție. Nu asta, dar ceva asemănător. Să poți să investești. Știți ce scrie în Proverbe 31 despre femeia înțeleaptă? De la versetul 14. Este o corabie de negoze de pacea și pâinea. Versetul 16. Se gândește la un ogor și îl cumpără și pe rodul muncii ei sădește povine. Îmi spuneau cei din Oltenia, frate, n-avem loc de muncă. La care eu zic, ba da, aveți loc de muncă, unde? Între asfaltul e la șosea națională și gardul de la grădină. Ce vrei să spui? Dar de nici acolo 2 metri de șarj nu sunt îngriziți și mi-i pus acolo o floare și un pom, ce loc de muncă mai mare pe trebuie? Nu, că avem și grădini. Atunci e și mai simplu. Da, dar n-avem tractor. O, bă, ce va fără tractor? Vă duceți în pădure, aduceți cireși, meri, peri sălbatici, îi puneți în grădină, îi altoiți. Asta nu trebuie tractor. Îngriji de ei, care ați apă, că asta nu-i pe bani, îi udați, o să crească și aveți fructe pentru voi să și vindeți. A, vă zice, frate, a venit un nostru viitor și ne-a luat bani, mi-a dat de cerți. Măi, banii ce vi-a dus i-a terminat. Dar ce vă învăț eu, o să fie ceva ce să aveți voi bani să dați la alții.
Pentru că trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte. Un ban acumulat prin muncă, prin purtarea de grijă a Domnului, printr-o profesie corectă și repartizat corect, îl poate face pe diavolul să vin, să aducă tot fiscul pe tine, cu ghilimele de rigoare, adică să-ți caute un păcat și să nu ți-l găsească. Și l-ai învins. Altfel, e problemă. Și încheiem cu 1 Timotei, capitolul 6, unde Apostolul amintește oamenilor că vorba unui frate, cel puțin de două ori suntem săraci, când veniți, când plecăm. Pentru 7, n-am adus nimic în lume și nu putem să lăpuia cu noi nimic din ea când vom pleca. Vestul 17. Îndeamne pe bogații deacurile acestuia, cei care au fost prinși de Dumnezeu pe lista bogaților, cu una săracă și a bogaților, să nu se îngânfe, să nu-și pună deja niște bogății nestatornice, pentru că totul e trecător, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamne să facă bine. Iată că și domeniul repartiției este important. Să fie bogați în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Pentru că modul în care ne raportăm la cele materiale ne decide mântuirea și poziția în Împărăția lui Dumnezeu. Așa că să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Să fii bogat și în fapte bune, dacă Dumnezeu ți-a dat ceva, pentru ca în viața viitoare să ai o poziție potrivit cu repartiția ce Dumnezeu a gândit-o. Ceea ce este corelat cu ce a fost în lumea asta, cu ceea ce vine în veșnicie. Amin.